sustenabilă, conceptul de modă sustenabilă a intrat în viața mea, în timpul facultății, studiind moda, cred că am consumat un volum foarte mare de modă și până să ajung la concept, mi-am dat seama că mă copleșește volumul de haine despre care studiam și mi-am dat seama că sustenabilitatea este foarte importantă pentru mine, este mai importantă decât moda. Practic, moda sustenabilă, înainte să fi știut de conceptul ăsta, pentru că am niște origini destul de modeste și am încercat întotdeauna să îmi cumpăr cât mai puțin și cât mai bine. Mi-am construit o, așa zisă, garderobă capsulă din câteva piese pe care știu că le-am purtat dintotdeauna și care știu că îmi vin bine, sau măcar consider eu că îmi vin bine, astfel încât să meargă toate cu toate. Atunci când îmi iau haine, în general, shopping online e mult mai la îndemână, îmi pun hainele în coș și nu le cumpăr impulsiv, ci pur și simplu aștept câteva zile, mă mai uit în coș, mă întreb oare mi se potrivește, oare am nevoie, oare se potrivește cu toate piesele pe care le am, ca să pot să le combin ușor și așa îmi dau seama că de multe ori nu fac comenzi pentru că am timp să procesez informația și să-mi dau seama că nu am nevoie de acel produs. Mi se întâmplă des să redescopăr lucruri. De ce? Pentru că nu mă ocup de organizarea hainelor, cele de iarnă sunt de obicei duse la alea de iarnă, alea de vară. Alice se ocupă de treaba asta și pentru că se ocupă Alice de treaba asta, de fiecare dată mi se întâmplă să găsesc după 2 ani niște lucruri. Adică trece o iarnă, nu au fost aduse valizele cu lucrurile de iarnă de unde sunt ele ținute și a doua iarnă redescoper niște lucruri. Am din nou o nouă garderobă, care de fapt e veche. Am descoperit un sacou pe care l-am de vreo 15 ani și chiar și atunci când l-am achiziționat dintr-un vintage shop și știu că l-am purtat foarte mult și acum după ce l-am regăsit, mi-am dat seama că îmi place foarte mult și mai poate fi purtat mulți ani de acum încolo. Pentru ca o piesă de vestimentație să ajungă în garderoba mea și să fie considerată timeless, trebuie să fie de calitate, trebuie să se potrivească cu celelalte piese și trebuie să mă reprezinte. Adică trebuie să fie în stilul în care mă îmbrac. Am încercat de-a lungul timpului să-mi iau niște lucruri mai bizare, așa mai interesante, pe care le consideram mai interesante. Au ajuns pe umeraj și am încercat de 2-3 ori să le meciuiesc cu altele. Mi-am dat seama că nu o să le port niciodată și că este o pierdere de timp și de bani și de resurse ale mediului. Așa că nu prea mai iau lucruri extravagante. Cred că ca să devină timeless trebuie să fie o piesă cât mai simplă, cât mai minimalistă, în culori uni. Și cu niște tăieturi foarte simple, adică nimic la modă, nimic ce e sezonier. Am un truc care mă ajută să-mi păstrez hainele cât mai bune, cât mai mult timp și care îmi economisește și timpul. Se numește Extra Steam. Este un program al mașinii de spălat care, din câte mi-am dat eu seama, păstrează hainele cât mai bune, cât mai mult timp. Îmi îngrijesc hainele preferate folosind temperaturi foarte joase la mașina de spălat și funcția cu aburi.